Uite, o bag al nostru în poartă, doamne. N-ai ce să le faci, mă. Hai. Mamă, ce fac, mă? Mamă, of. Ce mă grăb... Iar m-am grăbit. Acolo. Mă, ce fac, mă? Calificăm, mă, ce fac? Nu mai calific. Astăzi jucăm Stumble Guys, dar totul este maro. După cum puteți vedea, am și skin-ul maro și culoarea skin-ului e tot maro. Încercăm să atingem în timpul meciului în fiecare rundă măcar o singură dată maro. Dacă atingem o dată, îndeplinim challenge-ul și sperăm că găsim maro pe hărți. Sincer, acum dacă stau să mă gândesc, nu știu dacă există maro pe hărți, pe o hartă, dacă există maro. Dar cred că există, sincer, că așa ziceam și de celelalte culori, dar chiar existau, așa ziceam și de roz și roz chiar predomina. Dar în fine, înainte de toate, nu uitați să vă abonați, să dați un like și să scrieți acolo comentarii ce challenge-uri vreți să mai fac și ce jocuri vreți să mai joc, în afară de Stumble Guy și așa mai departe. Și pe harta asta, ăla s-o pune oare camaro din partea asta, mai mult e un portocaliu, dar... Na, nu știu ce să zic. Uite, hai că-l ating pe ăsta. Totuși ăsta are maro pe aici și să zic că am atins maro, sincer, că runda asta nu e nimic maro și da, n-aveam ce să fac. Dacă nu mai intru în ăștia, e bine. Sper. Of, doamne, doamne, nu. Gata, am scăpat. Și deci da, cum am zis, l-am atins pe ăla, să zic că ăla e maro, adică altceva nu este maro de fapt pe harta asta deloc. Și am atins un player, dacă tot nu există culoarea maro pe hartă. Bă, ce? Of, mi s-a blocat. Nu știu ce mi s-a blocat acolo, dar nu contează. Măcar să mă calific și acum. Bun. Ne calificăm? Da, ne calificăm. Perfect. Și chiar pe final, aș putea spune... Oh, e perfect. Aici e numai mai rău aproape, sincer. De fapt... ce s-ar putea pune camaro? Asta nu se pune camaro, dar... Mamă, de ce am sărit? M-am panicat, am crezut că de fapt este mai aproape toporul acesta. Ok, ce este maro aici? Asta e maro, nu știu. Uite, nici chestiile astea. Bă, cred că am atins maro, sincer, adică asta are un pic de maro și probabil l-am atins, deci da. Hai să zicem totuși că a fost maro acolo. Mă, ce fac, mă? Uite, acum chiar am atins maro, dar hai să vedem dacă ne calificăm, mă, ce fac? Nu mai calific? Mamă. Mamă, nu... mi-am bătut joc de meciul ăsta. Ce aiurea. Mamă. Aolo. Ok, partea asta se pune camaro oare? Da, nu știu ce să zic dacă se pune camaro, dar hai sincer să-l ating pe băiatul acesta. Uite, l-am atins pe ăsta. Șapca. Să zicem că am atins maro și aici să zic că am atins maro. Adică cred că o fi maro, nu știu. Dar da, sincer... Chiar mă gândeam acum și vreau să vă întreb, chiar sunt curios, adică... Ok, nu dai tu cu bă, nu, așa, în fine. Era curios dacă vă plac sărbătorile, dacă sunteți fericiți că vin sărbătorile de iarnă. Și să spuneți ce preferați, preferați iarna sau preferați vara mai mult? Eu, sincer, nu știu ce să zic, adică... Îmi plac ambele, dar nu știu exact ce să zic, mamă, dacă... Hai să nu mai grăbesc, nu? Hai. Mamă, ce fac, mă? Mamă, of. Ce mă grăb... Iar m-am grăbit. Nu. Calm, te rog. Așa, bun. Mergem aici frumos. Ne ducem aici frumos și sărim. Gata, atât. Ce era așa greu? Chiar nu știu. În fine. Deci, da, ce ziceam. Spuneți-mi dacă vă place iarna mai mult decât vara sau vara mai mult decât iarna. Spuneți acolo în comentarii. Eu, sincer, nu știu ce să zic. Adică îmi plac ambele la fel de mult. Sunt momente și momente. Adică, nu știu. Exemplu, nu știu, îmi place spiritul de sărbători iarna, dar dacă n-ar fi fost școală, ar fi fost mai bine, sincer, adică, cred că asta strică, sincer, cred că de asta vara, să zicem că vara e 67% mai bine, mai ales că e și cald, te duci la mare, faci mai multe activități, iarna e frig, dar da, ok, deci aici e maro, mult e maro, uite și ăsta e maro și ăsta e maro, cred, un fel de maro, o tentativă, dar da. Și da, cum ziceam, ambele sunt la fel de mișto și iarna și vara. E cam greu să alegi, sincer, adică, nu știu, într-un fel vrei să vină vara câteodată, dar altă dată vrei să vină iarna, deci nu știi ce mai vrei. Niște de-alea, de exemplu, nu știu, să-mi spuneți dacă și vă apărea pe TikTok niște de-astea cu sărbători, cu iarna în timpul verii și... Nu știu, erați așa hype, vă venea vibe-ul ăla de vară, adică nu știu ce să zic, chiar e mișto.
Și na, bă, nu mă mai calific. Am luat-o la vorbă și nu mă mai calific. Doamne. Am uitat. Nici nu știam că mai suntem la 8 persoane, dar da. Of. Hai să mai dăm repede acum un meci și că o să fie ultimul meci. Hai să vedem acum să ne concentrăm mai mult pe meci, sincer. Că nu mai fost atent, adică nu că n-am mai fost atent, bine, n-am mai fost atent, da, am zis bine, dar nu am fost atent foarte mult, adică n-am știut cât se califică, câta rundă sunt, nu știam că trebuie să califice doar o persoană, cred că sunt la runda cu 16, am ieșit în greșeală. Ok, tot asta, da, o fi vreun băiat cu skin-ul maro aici, da, uitați, dacă-l și ating e bine, cred că l-am atins, da, cred, nu știu sigur, da, nu cred că mă mai calific eu acum, mă, ce fac? Nu, doamne, cred că mă face cel mai mare noob, sincer. Da, într-un fel sunt sincer noob, dar ceva, nu, dacă nu prea m-am jucat, dar totuși să nu trec de astea. Na, nu mă grăbesc eu și asta e, nu trebuie să mă mai grăbesc atât de mult, că mă grăbesc prea mult. Și da, hai să vedem pe aici unde trecem, frumos. Uite aici să nu mă mai grăbesc, că știu că la asta mă grăbeam eu foarte. Mamă, dar stăp ăsta prea mult acum. Știu că la asta mă... Mamă, am uitat să mai sar, doamne. Da, mă calific, mă, e bine. Mamă, uitat să mai sar, uite, l-am atins și pe ăsta care e maro. Deci e bine. Și da, uitat să mai sar, bine că... Nu au fost alții înainte. Ok, deci am picat ăsta cu fotbal. Dar da, nu, aici maro nu există, da, n-am ce să fac, nu există maro, dar hai totuși să câștigăm. Mamă, dar ce caută la AFK? Mamă, eu am dăștia AFK, of, deja ne luăm gol. Sau? Ne-am luat? Da, ne-am luat. Bă, dar ce fac mă ăștia-i mei, mă, pe bune. Hai mă, plecați, lăsați-mă că dau eu gol acum, bam, 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 hai cu golul. Ronaldo, Cristiano. Da, de unde? Că ne dau ăștia, ne sparg în bătaie, în... Aolo, bă! Ah, mă, și curc în vorbe, mă. Ce fac, mai mei? Uitați-vă la al meu, ce face, doamne! Mă, ăștia sunt boți sau sunt player? Cred că sunt boți mai mult, sau poate sunt player, dar nu știu ce fac. Sunt boți playeri, NPC-uri. Ok, mamă, da, doamne, 3-0, bă, dai mei, ce fac, mă! Da, uite cum a scos-o ăsta, incredibil, uite și ăștia ne dau goluri, noi ne batem aici pe un minge ca proștii vreo 5 persoane și ăștia ne dau aici la goluri. Uite, o bag al nostru în poartă, doamne, n-ai ce să le faci, mă, n-ai ce să le faci. Oh, m-aș enervat. Da. Noi cât suntem, mă, cred că au și ieșit ăștia, mamă, dar nu, mamă. Nu mai zic nimic, mai bine. Da, cam atât a fost cu acest episod. La final n-am mai găsit nimic maro pe aici, deci n-am avut ce să atingem. Și da, din păcate n-am câștigat nimic nici de data aceasta. Jucătorii ăștia ai mei, cu echipierii, nu știu ce existase de echipă, pentru că nu, gen, ar trebui să se bage niște moduri, gen, pentru echipă, ca să intri tu cu un prieten sau așa, nu să fie echipe de-astea date din joc, pentru că uite cum pierd așa. Că n-am cu echipier, adică unii stau AFK, unii stau AFK și intră în, nu știu, să duc în perete și așa, în fine, nu mai plânge la asta, îi lăsăm pe alții. Vedem noi ce facem și da, sper că v-a plăcut acest episod, dacă mai vreți episoade cu Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și cu Rafael, pa, pa.